Guvernul pregătește noul pachet fiscal. Printre măsurile discutate astăzi este și eliminarea cotei de TVA de 5%. Mai multe detalii aflăm de la colega mea, Diana Buzea. Bună ziua, Diana! Te ascultăm! Bună ziua, Elinca! Se pregătesc măsurile din noul pachet fiscal al Guvernului, se poartă discuții, se iau decizii pentru ca întreaga coaliție să fie de acord cu aceste măsuri, care să poată să fie adoptate în cel mai scurt timp posibil. Cert este faptul că Guvernul dorește doar două cote de TVA, mai exact de 9% și de 19%, ceea ce înseamnă că va fi eliminat TVA-ul de 5%, iar medicamentele și cărțile, de exemplu, ar putea ajunge la un TVA de 9%, în timp ce restaurantele și activitățile recreative să urce la un TVA de 19%. Ceea ce înseamnă implicit că și costurile vor crește. Și nu sunt singurele măsuri discutate, pentru că vor crește accizele și pentru tutun și pentru băuturi alcoolice. Aceste măsuri vor fi aplicate o parte din toamnă, iar o parte începând cu noul an. Însă sunt vești și pentru cei care lucrează în construcții sau în industria alimentară, pentru că până acum aceștia erau scutiți de plata asigurărilor de sănătate, însă din toamnă cel mai probabil vor fi nevoiți să plătească contribuția la sănătate de 10%. Atât de aici, Linca, înapoi la tine. Mulțumim pentru toate informațiile. Continuăm jurnalul. Programul Rabla Local a început de astăzi. Românii care au o mașină mai veche de 15 ani și vor să scape de ea se pot înscrie în program. Vor primi în schimb un stimulent în valoare de 3.000 de lei, fără a fi condiționat să-și cumpere o mașină nouă. Pentru câți beneficiari există fonduri și ce pași trebuie să urmeze aceștia pentru a casa mașinile vechi, știe colega mea, Delia Sândulachi. Bună ziua, Delia! Te ascultăm! Bună ziua, Ilinca! Sunt, iată, până la această oră peste 1.000 de persoane care s-au înscris în programul Rabla Local și este, iată, un program prin care Ministerul Mediului își propune să scoată de pe străzi 100.000 de mașini poluante, iar pentru asta a alocat un buget de 240 de milioane de lei. Primul pas pe care trebuie să-l facă românii care au o mașină mai veche de 15 ani este să se înscrie în aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu, apoi AFM va transmite către primării lista cu persoanele înscrise. Sunt, iată, 500 de primării din toată țara înscrise în programul Rabla Local, iar funcționarii publici de acolo vor avea sarcina să solicite beneficiarilor toate documentele necesare. Pe lângă condiția legată de vechimea mașinii, aceasta mai trebuie să fie înscrisă în bazele fiscale, adică proprietarul să fie la zi cu plata impozitelor, iar autoturismului să nu-i lipsească nicio componentă esențială. Ultimul pas este casarea și scoaterea din circulație a autoturismului, apoi proprietarul va primi stimulentul în valoare de 3.000 de lei. Acești bani vor fi virați în cont. Din această sumă, 2.400 de lei sunt prevăzuți din Fondul pentru Mediu, iar restul de 600 de lei vin de la primăriile înscrise în proiect. Și chiar dacă oamenii nu sunt condiționați să-și cumpere o mașină nouă, trebuie totuși să respecte o condiție. În următorii 3 ani nu au voie să își cumpere o mașină cu o normă de poluare Euro 5 sau inferioară. Dosarele pot fi depuse până pe 31 august sau până în momentul în care fondurile sunt epuizate. Atât de aici. Linca, înapoi la tine. Mulțumim, Delia. Ploile și vijeliile ne dau bătăi de cap și astăzi. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și în zona montană. În aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat vijelii și grindină. În urma ploilor se pot acumula până la 40 de litri pe metru pătrat. Atenționarea meteorologică este valabilă până diseară la ora 21. Atunci când ai curaj, doar cerul este limita. Copiii pasionați de adrenalină au ocazia să-și testeze de mici talentul de pilot. Puși într-un simulator identic cu cabina avionului, micuții învață cum să-și transporte pasagerii în siguranță. Totul se petrece la școala de aviație pentru copii, acolo unde viitorii aviatori sunt puși în fața unor situații neprevăzute. Yankee Romeo 200, pregătire de decolare. Sunt capitan Levi
și am 9 ani. Să facem cunoștință cu echipajul de zbor. Levi și Eric sunt doi puști aventuroși care vor să încerce experiențe noi vara aceasta. Dorința lor de adrenalină pare să fie pe deplin satisfăcută în cabina de pilotaj, acolo unde fiecare secundă contează, iar responsabilitățile sunt uriașe. Ce faci tu aici, capitan Levi? Învăț să pilotez un avion. Ce crezi tu că ai nevoie ca să poți să fii un bun pilot? Să înveți să pilotezi, să decolezi, să aterizezi și să știi matematică. Cu ajutorul instructorului specializat, copiii deslușesc treptat tainele aviației. Principiile de bază le sunt explicate în mod practic chiar la manșa avionului, pentru ca micuții să înțeleagă prin exercițiu. Pune-i flapsul pe 15 și viteză. 1000. Până acum am învățat tehnicile de bază pentru a porni și a opri un avion și a decola. La început este mai greu, doar că pe parcurs ce prinzi, ce trebuie să faci, devine din ce în ce mai ușor. Noi organizăm câteva cursuri pe înțelesul lor, unde pot învăța bazele aviației și dacă sunt conștiincios, chiar să zboare la final singur cu simulatorul, ca și cum ar zbura cu un avion real. Cabin crew, prepare for landing. Școala de pilotaj pentru copii își deschide porțile în fiecare vară și îi primește pe toți curioșii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. Tot la aceste cursuri i-am întâlnit și pe David cu Matei, ambii cu visuri mărețe la peste 4.000 de metri altitudine. Eu acasă nu prea aveam ce să fac și pentru că mie îmi place foarte mult să pilotez și doresc în viitor să fiu un pilot. Să nu tragi de mașină înainte să se reducă motoarele, da? Aștept. Acum. Bravo. Am văzut că ai efectuat deja o aterizare de succes. În cât timp ai reușit? Mă pasionez de mic copil, dar de astăzi am făcut prima dată. Îi învăț să urmărească viteza, să urmărească altitudinea, să vireze. Acestea sunt instrumentele principale ale avionului. Practic, ei urmăresc în proporție de 90% ce se întâmplă pe aceste două instrumente. La finalul concursului, toți copiii trebuie să susțină un examen care constă într-un zbor de linie. Cursurile de pilotaj sunt organizate doar pe perioada vacanței și costă 350 de euro. Campioana olimpică Sandra Izbaș a devenit mireasă. Weekendul acesta, Sandra și-a unit destinul cu cel care i-a stat alături în ultimii 3 ani, Răzvan Bănică, nepotul artistului Ștefan Bănică. Cei doi îndrăgostiți au avut parte de o petrecere ca în povești la care Sandra a strălucit. Mireasa a purtat o rochie foarte elegantă, cu spatele gol, decolteu adânc și o trenă foarte lungă. Sandra și Răzvan au organizat nunta în aceea zi în care în urmă cu 3 ani s-au văzut pentru prima dată. Tinerii au avut 2 perechi de nași, una dintre ele fiind chiar cuplul format din fosta colegă de lot a Sandrei, Andreea Răducan, alături de soțul ei. Fiecare prezentare care poartă semnătura designerului Cătălin Botezatu este un adevărat spectacol al imaginației. Colecția de vară, denumită Colors, i-a uimit pe cei prezenți la eveniment. L-am surprins pe Cătălin chiar în mijlocul evenimentului, încărcat de emoții și nerăbdător să arate lumii noua colecție. Fete frumoase din toată România, fete cu care am colaborat, care îmi sunt preferate. Uitați-vă ce machiaje frumoase. A fost așa o reuniune totală între saloane, o desfășurare de forțe. Dacă am avut peste 100 de manechini, am avut și peste 100 de make-up artiști și hairstyliști. Fiecare prezentare de modă a designerului Cătălin Botezatu este un show incendiar în adevăratul sens al cuvântului. Recunoscut pentru creativitatea și nonconformismul creațiilor sale, designerul nu se dezminte cu ultima sa realizare, colecția de vară. Este o colecție
Colors se numește, pentru că sunt foarte multe culori, pentru că este vară și am vrut să dăm așa o stare de bine celor care ne privesc, din materiale tip brocard, din materiale lucrate cu foarte multă manualitate, cu pene, cu mărgele și așa mai departe. Materiale fine, prețioase, sunt puse în evidență de tiparele creative ale ținutelor. Profesionist desăvârșit, Cătălin Botezatu știe cum să surprindă publicul. Vor fi colecții spectaculoase, premii și noi să nu uităm că acest eveniment se va difuza în peste 150 de țări. Și asta e o mândrie pentru noi că ne putem vedea pe tot mapamont. Experiența din Grecia a rămas una dintre cele mai frumoase amintiri ale designerului, care de la prezentare la prezentare își perfecționează spectacolul. De altfel, prolificul creator de modă reușește să își împartă creativitatea artistică și să pună la punct mai multe colecții în același timp. În atelierul său se lucrează acum la mai multe colecții în paralel. Urmează două prezentări la Sibiu, una la Palatul Bruckenthal și una în Sibiu, cel mai lung catwalk din România, apoi urmează Oradea, apoi urmează să prezentarea la New York, la Coterii, prezentarea de la Paris și lista continuă. Designerul pare să fie recuperat total după intervenția chirurgicală suferită la începutul lunii în Turcia, când i-a fost montat un stent. Acum pare mai activ ca niciodată și este nerăbdător să aducă în fața publicului și alte colecții de senzații. În această săptămână, Mercur începe tranzitul în Zodia Fecioară. Această energie ne îndeamnă să fim concentrați pe muncă și mai practici. Un alt eveniment astral este luna plină în Vărsător, care ne va amplifica emoțiile. Iată ce surprize au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte. Mercur și-a început tranzitul în Fecioară. Sunteți mult mai analitici, practici și concentrați pe muncă. În această săptămână ne bucurăm și de lună plină, în Vărsător. Emoțiile sunt intense, ies la suprafață o mulțime de secrete, există posibilitatea să aveți insomnie, irascibilitate și poate mult mai multă creativitate decât de obicei. Pe sectorul iubirii, fecioarele și peștii sunt creativi, dar își exprimă cu mai multă claritate sentimentele, emoțiile, dorințele. O săptămână în care aveți discuții importante cu partenerii voștri. Gemenii și săgetătorii pe sectorul iubirii vor aborda diferit problemele, tensiunile, certurile. Priviți totul dintr-o perspectivă diferită și găsiți soluții inedite. Pe sectorul financiar, leii și vărsătorii reușesc să atragă atenția persoanelor cu care să se alieze, să formeze o alianță puternică pentru a crește din punct de vedere financiar. Vă descoperiți talente unice noi care vă ajută. Taurii și scorpionii se confruntă cu haos la locul de muncă. Este înțelept să fiți atenți la cerințele superiorilor, altfel există posibilitatea să aveți conflicte pe termen lung și multe sarcini în plus care să vă îngreuneze treaba. Pe sectorul sănătății, berbecii și balanțele se concentrează să-și crească vitalitatea, să aibă rezultate mai bune în viața de zi cu zi, iar aceste rezultate vin printr-o dietă sănătoasă și mai multă mișcare. Racii și capricornii sunt vulnerabili pe sectorul sănătății în această perioadă. Simțiți o tensiune, o presiune. Poate că nu ar strica să aveți mai multă grijă cu afecțiunile recurente. Vibrația săptămânii este cifra 4. Această energie vă îndreaptă atenția către familie, către casă, către toate lucrurile pe care doriți să le construiți, atât singur, dar și alături de ceilalți. Aveți nevoie de mai multă liniște pentru a vă pune cap la cap planurile și pentru a gândi o strategie pe termen lung. Roxana Nemeșa a îndeplinit cel mai mare vis, artista s-a mutat în casă nouă. Așa că am invitat-o alături de noi să ne povestească mai multe despre locuința de vis. Bine ai venit, Roxana! Bine v-am găsit! Felicitări! Casa arată fabulos. Știu că ai proiectat-o tu împreună cu soțul tău. Cumva da, era la gri, la roșu. Ideea e că am muncit foarte mult, chiar râdeam că Celia, care mi-e prietenă de altfel, a apărut în toată presa, că a zis să nu mai spune că eu am descris cumva că ne-am implicat cu tot sufletul. Pentru că așa am simțit, adică, de la început până la final.
Cât a durat realizarea casei și de unde v-ați inspirat? Sincer, noi suntem cumva artiști amândoi și ne ajută cumva domeniul în care lucrăm să avem creativitate, imaginație și așa mai departe. Știam clar de la început ce vrem. Și cumva, na, știind ce vrei, ne-am dus, am tot căutat. Nu dormeam, adică noaptea mă gândeam cum să pun aia acolo, cum să pun cealaltă, ne trezeam amândoi, eu îi dădeam o idee, el altă idee. Adică cumva chiar ne-am implicat din tot sufletul și cu, nu știu, un an jumătate a fost doar asta. Adică, un an jumătate, da, 24 de ore din 24, 7 din 7. Mă rog, am și muncit, am și pe lângă asta, la casă, pe șantier, de acolo înapoi, iar, na, tot așa, dar a ieșit într-un final senzațional. Ce stil ați abordat? E un neoclasic, ca să-i spun așa. E cumva o combinație între modern și clasic. Și tocmai asta îmi place pentru că ne-am pus amprenta personală, deci în toată casa, de la, nu știu, tablourile care, na, am ales în funcție de pozele de când suntem noi împreună sau de când eram noi mici și după aia împreună, toate perioadele, toate evenimentele, în vacanță unde am fost și mi se pare că am personalizat-o foarte tare, știi? Și fiecare cameră are o altă tematică. Da, nu neapărat. Jos în living am făcut într-adevăr cumva o tematică de film. Pentru că soțul meu lucrează în cinematografie și automat intri în casă și intri așa ca într-un film. De la tapet, la lumini, la absolut tot este, intri ca într-un film. Mesajele pe care le-am pus și așa mai departe. În rest, nu pot să zic că e cu tematică. Dar ne place foarte mult negru, într-adevăr. Toată lumea mi-a zis, da, un dressing e negru, living-ul e negru, baia e neagră, bucătăria e neagră. Ne place foarte, foarte mult. Pereții și cu accentele de aurii, da, neapărat, nu se putea altfel. Care este locul tău preferat din casă? Oh, păi, nu știu, are sens să mă întrebi, adică... Eu am văzut un story în care tu ești într-un dressing impresionant. I-am și zis, cred că acela este locul, nu? Când nu știu unde sunt, pentru că, okay, din păcate, nu prea ne auzim prin casă, asta este o problemă. Mă găsești în dressing, adică acolo e cumva nu doar dressing-ul, e locul meu de, nu știu, de creație, locul meu în care, biroul meu, ca să spun așa, acolo îmi creez, îmi imaginez tot felul, pun pe hârtie, îmi pun pe telefon, după aia îmi iau ideile, content. Și locul lui preferat care este? Locul lui preferat? Dormitorul. Dormitorul, da, cu living-ul acela. Pentru că de la început a zis, deci nu, încă nu ne-am făcut casa și a zis că pe 9 deasupra patului, dacă tu l-ai văzut, e așa într-un film anume, l-a avut și l-a ținut de un an, de 2 ani înainte. Adică era cumva, el și-a dorit foarte, foarte mult să pună deasupra patului. Avea panou, dar nu avea casa încă. Da, exact. Okay. Și cumva, deci cât de m-am făcut patul de 3 ori ca să se pupe între lumini și cu panou. Adică era, a fost ceva, da, da. E sănătos pentru o relație să ai o casă atât de mare și fiecare să fie cu spațiul lui? Păi nu, el suntem cu fiecare. Dormitorul, nu, suntem tu împreună, cu... să, da? Știi. Da, da, da. Păi, na, nu dormim separat, adică am făcut-o pentru viitorul nostru, practic. Prezentul și viitorul, pentru că, Doamne ajută, o să ne mărim familia. Exact. Da, trebuie să te gândești și în viitor, știi, toată lumea a zis. Ai vorbit pe deja TikTok despre camera copilului. Am mai vorbit treaba asta și da, eu am spus-o, adică cuvintele mele, ca să spun așa. Normal că l-aștepți, nu? Adică odată ce ți-ai întemeiat o familie, e normal să vină la un dar copii, adică nu știu de ce e atât de nu știu, wow, deja i-ai făcut. Da, normal, pentru lumea că... Lumea să ne dai această veste și da, de asta nu, te tot nu, deocamdată, din păcate, nu. Dar o să se afle probabil atunci când va fi cazul, dar cumva, crede-mă, chiar ne-am gândit la absolut toate detaliile. Dacă, nu știu, n-aveam spații de depozitare, pentru că din păcate, știi cum se fac acum, fără spații de depozitare, am făcut noi să avem peste tot spații de depozitare. Adică chiar le-am gândit la fiecare detaliu mic, știi? Și asta este foarte important. Plus că, da, e un pic cam măricică casa pentru noi doi, dar vreau să spun că stăm, nu știu, fugim unul după altul. Adică niciodată nu stăm separat. Nu. Acum v-ați așezat la casa voastră, aveți timp și de vacanță după cât ați muncit? Ne-am propus, adică pe lângă proiectele pe care le luăm și așa, am zis neapărat vara asta, stăm în vacanță. Mi-e doar, la sincer,
am fost și la Cannes. Mm-hmm. Mi-e dor să ajung acasă. Nu știu de ce. Nu mai bine să plec de acasă, dar în vacanțe, da, îmi place, nu zic, nu, dar abia aștept să mă întorc acasă. Sunt nu zici că nu mai vine să plec, știi? Am fost și chiar ne-am propus să mergem mai mult în vacanțe, pentru că am muncit foarte, foarte mult și chiar am zis hai să ne odihnim puțin în mintea că după aia începem din nou. În septembrie voi avea din nou concert în Turcia și cumva le îmbinăm. Adică mai avem câteva vacanțe, pe care iar în Turcia îmbinăm utilul cu plăcutul, cum ne place nouă și tot așa. O viață foarte frumoasă îți doresc și mulțumesc că ai fost alături de noi. Mulțumesc la fel și felicitări. Mulțumesc. Continuăm jurnalul. Turiștii care vor să aibă parte de o vacanță inedită se pot caza în interiorul unei biserici vechi de sute de ani. Departe de forfota marilor orașe, cetatea fortificată este o oază de răcoare pentru vizitatorii care îi calcă pragul. Într-o atmosferă medievală, biserica fortificată din localitatea Accente Sever din județul Sibiu așteaptă în fiecare an turiști dornici să încerce o altfel de cazare. Este vraiment un très beau village, un vieux village et c'est authentique, ça n'a pas été beaucoup rénové. C'est vraiment c'est très joli avec les fleurs. C'est très très agréable. Ah, the place is very picturesque. It's a very nice village. The church, the fortress church, looks very well, looks very good. Yeah, very interesting. But for individuals, that is very interesting. I think yes. Mm-hmm. It will be a nice experience, yes. Biserica impunătoare a fost construită din piatră de carieră și are un turn de apărare. De-a lungul timpului, biserica fortificată a fost folosită nu doar ca lăcaș de cult, ci și ca adăpost în timpul invaziilor. Aceasta a fost ridicată în secolul al XIV-lea și ulterior a fost înconjurată cu un zid de apărare cu drum de strajă și hambare. După o plimbare prin zonă, turiștii se pot odihni chiar în interiorul fortificației. Fostele depozite de alimente și grâne au fost transformate în camere pentru vizitatori. Am folosit cât mai multe materiale tradiționale, chiar și zidurile nu sunt finisate complet. Fiecare cameră are 4 până la 4 locuri, este un nivel la parter și un nivel sus, mai ales pentru copii este foarte interesant să doarmă la etaj. Cetatea atrage turiști din toate colțurile lumii. Avem foarte mulți turiști și din România, dar și din străinătate. Ei preferă o astfel de experiență, să doarmă într-o biserică fortificată și mai ales acum în zilele noastre când e foarte cald, în cămările de provizie răcoare, deci nu ai nevoie de aer condiționat. Tarifele de cazare în cetate încep de la 150 de lei pe noapte. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații, le aflați de pe site-ul știrilecanalde.ro, acolo unde, printre principalele subiecte, găsiți detalii despre măsurile fiscale pregătite de guvern, dar și că 3 oameni din azilul Groazei din Mureș au murit în ultimele luni. Tot de pe site aflați ce nereguli s-au găsit la o creșă din Botoșani. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu-Gruia, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă vă doresc! Bună ziua, dragii mei! Până în această seară avem în vigoare cod galben de instabilitate atmosferică în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și în zona montană. Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă ajung până la 40 de litri pe metru pătrat. Iar de mâine, codul galben se răstrânge și vizează doar județele Constanța și Tulcea. Astăzi, să știți că vremea se va răci în majoritatea zonelor, iar temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 29 de grade, ușor mai ridicate până spre 32 de grade în Banat și în Oltenia. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, mai mult senin, iar mercurul din termometre urcă până la 25 de grade în Târgoviște, 27 de grade în Ploiești. În Transilvania, săptămâna începe cu vreme răcoroasă și instabilă. Vor fi ploi cu tunete și fulgere, vântul va prezenta intensificări, iar termometrul va indica iad
24 de grade în Sibiu, 24 de grade și în Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi variabil cu unorări temporare și pe alocuri sunt anunțate ploi cu descărcări electrice. Maximă de până la 24 de grade vor fi în Iași, 25 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării, meteorologii anunță averse însoțite de descărcări electrice. Se vor înregistra 28 de grade în Arad, 23 de grade în Timișoara. În Oltenia, cerul va fi mai mult senin, iar mercurul din termometre urcă, iată, la 29 de grade în Râmnicu-Vâlcea, 30 de grade în Turnul Severin. În Dobrogea ne bucurăm de vreme frumoasă și caldă, cu maximă de până la 27 de grade în Tulcea, 29 de grade în Mangalia. În capitală, vremea se va răci față de zilele trecute, cerul va avea înorări și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă urcă la 26 de grade. La noapte avem cer variabil, vântul va adiasla până la moderat, iar minima coboară la 18 grade. Mâine să știți că temperaturile sunt în creștere, atmosfera va fi mai mult însorită, iar în jurul prânzului se vor înregistra 30 de grade. La munte, gradul de instabilitate atmosferică este în creștere. Cerul va avea înorări accentuate și sunt anunțate ploi cu descărcări electrice. Termometrul va indica 22 de grade la Stâna de Vale, 23 de grade în Sinaia. Pe litoral, vremea va fi frumoasă, se încălzește ușor, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar termometrul va indica 29 de grade în Eforie Nord, 29 de grade și la Vama Veche, iar temperatura apei mării va avea în jur de 19-20 de grade. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Martina m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Brașov. Maxima ajunge până la 28 de grade și sunt șanse să plouă. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.